Președintele sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe, a făcut o propunere interesantă în direct la Sud FM. Căldărușe le-a cerut tuturor sindicaliștilor să demisioneze din funcții pentru că s-au erodat. În replică, președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pârvulescu, i-a transmis lui Căldărușe că el este singurul erodat. Căldărușe a vorbit la Sud FM despre schimbarea liderilor de sindicat din sectorul Mine Energie. Haideți să dăm dovadă de demnitate, nu e președinte de sindicat. Să ne dăm demisiile toți, să dăm posibilitatea altora care n-au avut legătură cu sistemul, care nu pot fi acuzați de absolut nimica, să preia aceste structuri sindicale și să creeze o unitate și care cu adevărat să lupte pentru salariații complexul energetic Oltenia. Dar toți președinții de sindicat... Cine să dea tonul dumneavoastră? Toți odată. Avem curaj, ne asumăm, ne întâlnim, ne-am dat demisiile. Stabiliți și... o zi la care să se dea demisiile. Oricând. Dumitru Pârvulescu nu pare foarte încântat de propunerea lui Căldărușe și spune că acesta este singurul erodat. Depinde la ce fel de eroziune se referea. Deci eroziune este mai multe feluri. Eu sunt convins că poate suntem erodați ca vârstă, dar erodați ca și concepție sindicală, cred că el este. Pentru că e cel mai erodat dintre noi. Deci l-a erodat epoca asta Ciurel până probabil a rămas un singur neuron. În trecut și Constantin Crețan a venit cu astfel de propunere.